Vrei să faci Franța, Paris? Da. Vrei Franța, Paris? Am ajuns într-un SH. Ca să vedeți cum arată, nu este nimeni pe aici, dar sunt camere, bineînțeles. Dar cât de multe chestii. Te pierzi prin ele, nu... Vai, dar cred că o să găsesc chestii super faine. Uite-le. Sunt destul de mărișoare, parcă. Cred că sunt destul de mari. Dar cred că deja... Cred că găsesc chestii. Drăguțele, o să văd. Da, vă arăt dacă găsesc ceva la final. Până acum, până atunci mă uit. Da. Hai. Aici sunt numai de copii, cărți și... A, ok. Bonjour! Ça va vous? Bonjour! Bien, bien! Atât de drăguț! Cute! Aici sunt articole pentru copilași. Doamne! Și am înțeles că sunt de firmă. Și sunt un pic mai scumpișoare, dar tot sunt prețuri bune, adică... Da. Doamne, ce mici! Deci sunt un pic mai mici decât mâna mea și mâna mea e mică, adică nu... Doamne... Ia uite... Bine, că n-aș cumpăra neapărat ceva așa pentru nou născut, la mâna a doua, dar... Da. Ia uite și pe ăștia, doamne. Doamne, doamne. Nu iau emoțiile numai când le văd. Cât de mici sunt. 13,50 euro. Ca să vedeți așa niște prețuri. Probabil sunt ceva firmă... Nu, nu văd. Da. Tare. Și sunt o grămadă, deci te pierzi prin ele, că nu... Mă ia cu capul. Eu mă uit doar la rochii atât. În rest, nu am răbdare să mă uit la astea. Și zice și câți ani au, uite, ca sun. Nici cum zice, 9 luni, 6... 3 și tot așa. Vai, deci astea la 3 luni. Cred că sunt cele mai mici. 3, 0, 1 luni. Wow. Uite la că... Pentru bebeluși. Ia. Nu. Hai, hai de... Da, pune mâna lângă, în față. Cât mâna lui Daniel. Wow. La o lună. Da. Au murit de dragul lor. Și jucărioare, chestiuțe. Și poșițele de asta mi-am plăcut, dar n-am să vede că e Paul Marus. Hai să mergem, da?
ne arată astea? Edelina, zi de partea. Wow! Nu, zici așa la mișto, gen că nu înțelegi ce zice. O zici ceva, dar nu înțeles. Probabil vrei ceva sau vă servim cu ceva, știi? Uite și brânzeturi, carne. Au ce aici? Ce interesante sunt alea! Cred că sunt ceva paste și brânzeturi și acolo ceva mezeluri. Brânzeluri. Iar ceva foarte interesant aici. Mama mia! Ce sunt astea, frate, dar miros groaznic. Cred că sunt țărate. Vai, mamă! Pateuri, chestii. Hai, capul meu, tot ce vrei. Da, da. Tot ce vrei, frate, tot ce vrei și ce nu vrei. Uite și cuscus. Wow. Wow, wow, wow. Mango, pineapple, deja tăiat. Ia ce fain. Mandarine, baby, din astea de iarnă. Nectarine, mandarine, sunt bune astea. Vrei? Mi arată. Mau, nu o servește. Uite și struguri au. De gute. De gute înseamnă gusta. Da. Are rost? Baby, dar tu ai luat struguri de ăștia fără sâmburi, luate arzi de... Faci mic. Rest. Si, si, eu îi cer o pungă. Can I have a bag? Este grijită, vă mântuia. Cred că înțeles. Mă... Și asta roz arăta bine, dar asta era strawberry. Gata, mai cupele. Da, are o chestie acolo. Ok, ok. Vrei frișcă, este gratis, dacă vrei frișcă. Pui, pui BM, tam pe am vrut. Da? Nu, serios? Și prețuri aici, mustaș. Foarte tare. Ce aici alte sortimente? 3,50€ costă una, o cupă, și două cupe 5,90€. Dar au oferta, azi spun, și frișcă deasupra. Foarte tare, arată foarte bine. Dar am vrut neapărat să iau. Nu, că eu nu mănânc cu ceva de sau ceva. Uite, nici cu frezele n-ai. Nu-ți ia mami. Nu-i numai ceva. Hai că iau eu și eu. Pot să mănânc și aici. Hai că o să iau și eu. Dar nu știu pentru el. Fata, nu. Tu
sortiment vrea. Am aici o cupă de violete, cred, și ciocolată. Și deasupra fișca. Foarte bună, foarte, foarte bună. Și încă o cofetărie ceva foarte fain amenajată. Super. Și acum ne mai plimbăm puțin. Vremea nu e wow, dar se merită. Poți să iei și barca și să te decolă. Mini port cu vaporașe. Auzi, zic și-o ceva în franceză. C'est super. Super, nu superb. Odată și spune se incroyable. Am murit. Zi, baby, se incroyable. Je l'aime. Paris Saint-Germain. Așa, dragul meu. Nu Paris, Paris Saint-Germain. Ok, ce înseamnă? Bine că m-am văzut Edelina. Înseamnă că eu iubesc PSG. Ah, ok. Deci aici a venit toamna ca lumea. Uitați câte frunze sunt. Și vreau să-mi fac niște poze drăguțe aici. Da, cred că la întoarcere. Ne mai întoarcem pe aici, Aide? Și înghețata în continuare. Parfait. Obosite. Eu am mâncat cei mai bun. Cei mai rău i-am dat Daniel, că îi place lui. Relații căsătorice. Exact. Respect și încredere. Exact. Vezi? Ce mai iubești, Daniel? Da, zici că ți-am cumpărat eu. Da, nici nu l-am cumpărat împreună. Nu-s banii la mândrăra. Cu ce m-a ajutat? Cum, cu ce m-a ajutat? Cu cardul. Corect, ca băgăt. Corect, păi vezi, de asta zic. Dar e măcar bun? Asta? Da. Ce n-am zis? Zici că mănânci biscuit? Uh-huh. Am murit. Ce că ai făcut de ei, asta vreau să vă zic. Înghețata a fost, din punct de vedere, perfectă. N-am nici un pic de... da. Critică. E franceză. Against it. Zic în engleză, că vine în engleză. Mi-am luat, cum am zis, violetă și ciocolată, dar ciocolată mi-a plăcut mult mai mult. Ciocolata, zici că era de ciocolată belgeană. Așa că recomand. Este belgeană, nu? Ah, ok. Așa că recomand, maxim, dacă veniți prin zonă pe aici, să mergeți să încercați înghețata la... Am uitat cum se numește. Cum se numește? Cum se numea... Si? Acolo de unde am luat înghețată. La mustaș, așa. V-am zis, dar am uitat. Băgată la mustața în ghețata noastră. Păi, dar ce fain un pachetat ăștia? Da, ca o prăjiturică. Haide, că ne ții aici în suspans. Ce mare e? Ce, tartă cu pere. Da, se spere. Astea sunt zi. Cum se numește? Migdala. Migdala. Uh-huh. Da. Mă tai, vrei și tu? Nu. Tu nu vrei nimica? Eu nu. Da, e la siluetă, la dietă. Bine, atunci. A, e perfect, aia las-mi mie. La, asta e cea mai bună. De ce, că are și aia la altă. How is it? Uite. Nu e bună? De ce? Hai mă, că e bună. Gust și-ai găsit. Da. Ia, dar filmează-mă și pe mine, dar în partea asta să nu... Hai că da. Telefon. Na, filmează-mă și pe mine, dar așa, într-o parte să nu prins pe Tommy. Să vă șoc cu mine. Deci că dacă mă filmezi... E bună, are și brânză. Brânză și pere. Se simte zahărul.
vă salut și eu Livia după... Livia ajunge acolo la ora 12 noaptea. Mm. Adică la 0000. Vă salut și eu după o lungă perioadă în care nu am vorbit deloc. Asta pentru că azi a fost o zi cu totul schimbată de cum aveam noi în plan. A plouat, a fost urât și nu am mai mers pe nicăieri. Am stat cu Edelina și ne-am... ne-am vizitat orășelul ei, nu mai știu cum se numește, mi-a zis, dar am uitat, așa că o să vă scriu pe ecran. A fost foarte fain și na, am și experimentat, am gustat fromaj, am gustat baghetă și am gustat clementine și ce am mai mâncat? Struguri și înghețată. Deci astea au fost chestiile pe care am reușit și noi să le... Și brânză de aia. Brânză din aia, cu mucegai, da. O să vedem ce mai reușim să mai facem. În seara asta mergem să vedem Eiffel-ul. Și cam atât. Nu o să mai reușim să vizităm și altceva. Stadionul și stadionul, da, așa, în trecere. Nu cred că o să... Da, mă dau jos să fac. Eu un an, nu știu dacă neapărat vreau să fac poze sau ceva. Acolo mie vreau să fac poze. Da, ție îți fac, eu nu să așa. Dar mergem. În afară de asta o să mai venim alte dăți să mai vizităm, pentru că a fost complicat, am ajuns târziu și n-am avut timp, deși a fost o zi frumoasă ieri. E aproape de noi, o avem pe Edelina și venim la ea dacă ceva ne-a mai zis, dacă mai vreți mai veniți și ne-am zis să vină și ei la Londra, că e frumos și pentru la mic să vadă tot pe acolo, dar o să vedem, da. Mai filmez un pic din drum dacă mai reușesc să mai văd ceva frumos. Dar, sigur, vedem turnul Eiffel, bară de acolo, live, în ghilimele, ce și cum și primele impresii. Apropo, de outfit, mi-am luat un sarafan și o bluză așa, dar nu cred că o să rămân așa. O să fac câteva poze să văd cum se vede, pentru că am o rochie elegantă unde vreau să îmi fac, adică cu care vreau să-mi fac poze, dar o să vedem în funcție de treaba asta, cum o să-mi iasă mie pozele, că am niște fixuri și eu. Dar, da, vă las că nu mai am lumină. E mai întunecat decât arată camera. Dar camera dă lumină. Nu înțeleg de ce. Paris Saint-Germain. Noi acum trecem pe lângă stadion. Bine, am trecut deja, că am ieșit. Și Daniel e foarte entuziasmat. Deci este acest entuziasm. Asta e o băseală, nu e entuziasmul. Da. E o băseală acumulată. Daniel era foarte entuziasmat, dar eu l-am prins exact căscând. Așa că asta va fi la bloopers. Da. Chiar o să fac în vlogul, sau cred că deja a intrat, partea din bloopers. Sper să vă placă și să râdeți, pentru că sunt niște momente amuzante de care și noi, da. Am râs. Da. Avem vreo 8 minute și ajungem la turnul Eiffel. Sper din suflet să fie tot ok, să găsim un loc de parcare, toate cele. Pe net ne arăta că este low emission zone de plătit, dar am înțeles de la prietenii noștri că nu este nicio taxă de plătit, așa că mi-am făcut datoria să vă spun, pentru că v-am promis că o să vă țin la curent cu tot ce înseamnă plăți și taxe. Da, ne vedem la Eiffel.